De astăzi, la sediul Serviciului de Evidență Beneficii Sociale din cadrul DGASPC Mehedinți, persoanele încadrate în grad de handicap grav și accentuat pot solicita eliberarea biletelor gratuite pentru transportul interurban pentru anul 2022. Prioritate vor avea beneficiarii din județ, care vor primi biletele în aceeași zi. Numele dumneavoastră. Aici, da? Da. Numele, domiciliu și CNP-ul. Scriu și pe numele, da? Tot, doamne, da. Nume și pe aici. Da. Pentru persoanele cu domiciliul într-o Beta Turnu Severin, biletele se vor elibera în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea cererii de opțiune, dat fiind numărul foarte mare de solicitări. Începând de astăzi, 1 februarie, persoanele încadrate în grad de handicap accentuat și grav se pot adresa serviciului nostru pentru eliberarea biletelor de transport interurban. Aceste bilete se vor elibera pe tot parcursul anului, și anume un număr de 24 de bilete de călătorie pentru gradul grav, gradul 1, și un număr de 12 bilete de călătorie pentru gradul accentuat. În ceea ce privește de contul de carburant, acesta se va relua pentru anul 2022 cu 1 martie. Deci în perioada de astăzi începând eliberăm biletele de transport, iar de contul cu 1 martie. Beneficiarii vor putea opta fie pentru biletele de călătorie, fie pentru de cont. Beneficiarul are nevoie de cartea de identitate în original și o copie pentru persoanele cu domiciliu pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Acesta va completa la sediul instituției o cerere de opțiune. De când beneficiați de ele? De cât timp? De mult. Din 2003. Deci de mult timp. Și vă sunt de ajutor. Vă sunt de ajutor? Da, îmi sunt de ajutor, că deocamdată câteodată n-am bani și trebuie să mă duc neapărat, că sunt operată de glandă. Și ele vă ajută să vă deplasați? Da, da. Ce v-ați face fără ele, dacă nu le-ați avea? Dacă nu le-aș avea, nu m-aș duce. Că n-am bani. Pot solicita eliberarea biletelor gratuite persoanele încadrate în grad de handicap, asistenții personali, curatorul sau orice aparținător care are procură notarială. Biletele de călătorie se eliberează pe tot parcursul anului.